Vă salut, băieți. Astăzi este miercuri, 17 aprilie. Mă aflu în compartimentul de zburători și am zis să fac ca un update după antrenamentul de duminică, pentru că n-am mai avut timp să filmez atunci. Așadar, am avut antrenament duminică la Oargea cu clubul, primul antrenament pentru porumbeii noștri cu clubul. Țin să menționez faptul că porumbeii au sosit ok. Lăsând la o parte faptul că s-au pierdut doi masculi. Cel puțin din compartimentul meu s-au pierdut doi masculi, iar de la fratele meu s-a pierdut o femelă. O femelă în care și așa nu prea avea încredere, ca să zic așa. Pe partea cealaltă, la mine, s-au pierdut doi masculi la care nu mă așteptam. Mascul de la boxa 14, un negru list. Chiar nu mă așteptam să se piardă. Și masculul care avea cuibarul acolo în raft. A rămas femela lui cu puiul. Văd că se descurcă foarte bine, îl crește, nicio problemă. Și se mai pierduse unul de la boxa 11. Acel marmurat de sub boxe. A venit tocmai ieri, deci a treia zi cum ar veni. În rest au sosit toți, sunt ok. Pui încep să crească, cred că într-o săptămână deja se fac mari. Am aici la 11, aici la boxa 8, vă spuneam eu că am un pui din roșu. Vă spuneam că o să iasă 100% roșu și chiar așa este. Haideți să și-l iau puțin să vi-l arăt. Acesta este puiul. O să iasă roșu 100%. Și acest pui o să ajungă la prietenul meu Cătălin. Pericol Vlog. Vă recomand să intrați și el pe canal, pentru că postează destul de des videoclipuri foarte interesante despre porumbei. Ieri a avut și el primul antrenament cu mașina clubului, cu clubul, și am vorbit cu el și era foarte bucuros pentru că i-au sosit toți porumbei. Și îi urez succes în continuare și să meargă totul bine. Le-am dat drumul astăzi de dimineață, la 8:20. M-am trezit, le-am dat drumul, au zburat. Pentru că știam că o să se schimbe timpul. Acum deja plouă afară, este înorat. Și am zis, dacă tot am văzut că este soare, am zis să le dau drumul. Au zburat ok. Sper ca vineri să îi pot duce la un antrenament, la un antrenament de bradu. Pentru că duminică avem programat ultimul antrenament cu clubul undeva la Fierbinți. Nu știu sigur distanța. La Oargea am avut în jur de 60. Bănuiesc că aici o să avem, nu știu, 80-90, ceva de genul. Așa că trebuie să pregătiți. Oare sunt ok porumbei. Mi-au rămas 4 femele fără masculi. Au rămas cu puii. Cea de la boxa 14, cea de la 6, cea din raft și cea de la 11. Dar bine, masculul s-a întors acasă, însă în acest timp, în aceste 2 zile cât a fost masculul plecat, femela este cea de la 9. Femela deja s-a împerecheat cu masculul roșu, care nu avea pereche. Da, nu-i problemă că mai are încă 3 femele stinghiere și poate să-și aleagă pe care vrea. Le-am pus aici niște grit, niște vitaminerat. În
Nore se prezintă bine porumbeii. Așteptăm să vedem cum o să decurgă, lucrurile în continuare. Sperăm să nu se mai piardă nimic la ultimul antrenament, să începem prima etapă cu, cât mai mulți porumbei. Haideți să mergem puțin și la compartimentul fratelui meu. Aceștia sunt ai fratelui meu, la fel. Are și el pui și ouă la majoritatea. Majoritatea se pregătesc să ouă a doua serie. Este tot mai bine pentru că ouă înainte de prima etapă. Noi avem prima etapă pe 28. Până atunci este tot mai bine că o să apuce să ouă toate femelele. Am făcut greșeli în anii trecuți, în care am introdus femelele la zbor chiar în perioada în care trebuia să ouă primul ou și s-a pierdut. Așa că nu o să mai facem această greșeală, o să îmbarcăm femelele când sunt liniștite pe ouă sau când au pui, în niciun caz atunci când trebuie să ouă, pentru că ne-am dat seama că nu este un lucru tocmai ok. Chiar la fond avea o femelă foarte bună care venise prima, la primul fond, și la al doilea a băgat-o atunci când trebuia să ouă, primul ou, și nu s-a mai întors. Și sunt foarte multe alte exemple de genul. Deci, mai bine o sărim o etapă, pentru că sunt destule etape în care poți să faci punctaje și poți să faci norme, clasări, așa că n-are rost să-i bagi nepregătiți. Sunt în total 55 de porumbei zburători. Anul trecut i-am început cu 19 porumbei la prima etapă, anul acesta deja mai am 27, deci este totul ok față de anul trecut. Da. Cam atât cu acest videoclip. O să revin cu un videoclip de la matcă, de la puișori. Încă nu i-am separat, pentru că am văzut că puii au coborât majoritatea pe podea, iar toți masculii de la matcă dădeau mâncare puiilor, nu mai știau care cum sunt, le dădeau mâncare la comun, fără să-i bată, fără să-i muște, așa că am decis să-i mai las câteva zile, cel puțin până sâmbătă. Am decis să-i mai las acolo la matcă, până o să-i separ, pentru că este totul ok. Aceasta este femela neagră care mi s-a întors mie, care a fost pierdută de pui. S-a și împerecheat, urmează să o introducem la antrenamente, la cel de fierbinți. Iar dacă se întoarce, o să o cipăm și o să o zburăm. Cam atât cu acest videoclip. Vă urez succes și pierderi cât mai puține la zborări. Vă salut!